Băi, vă, fratele vostru, bine am regăsit la un episod. Astăzi o să reacționăm la reacția youtuberilor care au făcut 1 milion de abonați. Dar înainte ca episodul să înceapă, nu uitați să vă abonați la canal, să vorbesc doar și cea de like. Abonatul zilei de astăzi este MHN. Pentru a deveni și voi un abonat azi, știți de ce trebuie să faceți. Vă abonați acolo, apăsați pe clopoțel și cam atât. Hai să vedem. Shelly. Oh my god, guys, this is it, am făcut 1 milion de abonați. Ce freză urâtă avea Shelly, să-ți trăiască ție urâtă freză. Direct de la 897. Mamă, urât, urât, uitați-o frizură ce putea să aibă meu. Da, felicitări omului, frate, pentru ce a făcut. Adică aici era în camera lui de la Craiova, camera asta legendară. Nici nu vine să cred cum a trecut timpul. Nici măcar nu eram pe fază. Ei, ia, am 1 milion, ia, ia. Ai de capul meu, am și uitat să vă salut. Salut, eu sunt Shelly, iar voi sunteți 1 milion de... Da, uite, vezi, aici era trapper cumva, înțelegi? Din trapper a ajuns corp... Acu e businessman direct. Asta e diferența. Oameni, pe acest canal... Milion plus milion, fac mai multe milioane la dușman cu ghidion. It's the final. Mamă, dar cred că astea sunt de mult rău, tot cred că astea e prin 2017. Tu îți dai seama ce era în mintea lumii pe stradă, gen când o vedea pe Bianca Adam că a făcut milionul, striga, a făcut milionul, să uita și la aici. Doamne, generația asta, alături pe ulei. Nu o băga nimeni în seamă. Dar cred că sunt, voi vă dați seama că dacă a fost milionul, cred că a fost milionul acum vreo 7 ani, 6 ani cred că sunt. Lectură, lectură, eu nu-mi dă nota 10, băia asta, să știți. Și lectură și Bercea sunt niște oameni de nota 10, frate, și merită tot respectul pentru tot ce au clădit. Așa cum? Uite ce mic era Iustin când a făcut milionul. Da, mă, frate, e de mult. Uitați-vă cât de mic era. Că era total altceva. Doamne ajută, milio milion, mili milion, mili milion. Stați așa, mili milion. Da, era mic Justin, rău. Și aici, cred că sunt vreo 7 ani de când a făcut. Bravo lui, frate, oricum. Vino, mamă, să mă vezi. Nu știu cât mai e acum, 39. 7, mai sunt încă câțiva, 28. A, încă 20. Come on, e timpul să vă abonați în momentul. Yes! Te abone, haters! Fucking devil in the fuck! Oh my... Mamă, și aici sunt de foarte mult timp clipurile astea, frate, deci eu vă zic, cred că sunt vreo 7 ani, ăștia sunt prima generație de youtuber care au făcut, că atunci în perioada aia, la un moment dat a făcut cam toată lumea milionul, la o distanță de un an a făcut majoritatea milionul. Că atunci crescuse YouTube-ul destul de, cam prin 2017-2018 zic eu, 2019 cel târziu. Mi s-a stricat, cred că, scaunul. Bucuri vizuale, oameni buni, doar bucuri vizuale, nu am lovit. Ok, e tot în regulă. Yes, dude, nu ne-a luat decât foarte mult timp. Tare. Gata, am făcut peste 1 milion, abonați-vă înapoi, taci melodie din gură. Abonați-vă înapoi. Hai să vedem. Sneak. Gata, atunci, Sneak a făcut pe Insta. Eu sunt curios dacă, da, cred că și eu o să fac milionul pe YouTube. Nu știu exact cum mai merge YouTube-ul, că mi se pare că pe YouTube deja scopul nu mai e să faci milionul. Eu, Doamne ajută, îmi doresc din suflet, vreți să vă mint să se vadă și la mine acolo 1 milion. Dar și dacă nu o să-l fac vreodată, mi se pare că deja na, sunt și alte platforme pe care poți să te extinzi. Eu deja am practic milionul, că am vreo 490.000 pe TikTok, pe Instagram, plus 480.000 pe TikTok, plus ce mai am pe canale secundare, plus ce mai am pe Instagram, cred că am deja 1 milion total, dar nu sunt unice aia, că mulți se împart.
Ce tare, frate, ce emoționat. Cel mai emoționat de până acum. Omul plânge sau râde? Mamă, și Slater-ul a făcut de mult. Pe Granny era aici, vă dați seama, deci tot în 2007, și sunt vreo 7-8 ani. Bă, nu mai vă jucați mai cu mine. 19.000 online. Wow. A făcut milion, nici n-a văzut vărul, s-a pus să se joace puțin. Nicăieri, Rafaele. De ce nu e ciocanul, nicăieri? Vărul a făcut milionul, a scăzut o dată din milion, el se joacă. Ce capul la ora asta, ești de bun? Când văd așa multă lume, sunt așa fericit. Sunt prea mulți pe live, mai ieșiți puțin. Nu. Ne strângem 20.000. Haideți cu 20.000, haideți cu 20.000 de like-uri acum. În momentul ăsta vă dau un inel cu diamanți. Încă o donație. 1.000.000, hai părți, domnul Insanity. Să știi că mă uit la tine, Insanity. Haide mă, fă milionul. Trebuie să găsesc asta de la portbagaj și n-am găsit ea. Și nici... Bă, Marius, am făcut 1.000.000. Nici Pepe nu. Da? 1.000.000, da. Bă! Ha, mă, cât de lame a fost! Mă. Eu sunt și în urma ta cu 40 de secunde. O să iau tigaia s-o bat? Da. În exclusivitate, avem o tigaie. Nu știu ce tigaie. Aia numai tigaie nu e. Asta e un ibric. L-am furat la mama din bucătărie. Și batem Rafaele tigaia. Ești pregătit? Da, dai să aud că nu văd. La fiecare donație bat tigaia, Rafaele. Bune? La fiecare abonat. Am bătut tigaia? Ce bă, anime tigaie? E gratiță. De tot aia. Haide să iedem următorul. Rafael, cred că și Rafael a avut o reacție destul de lame. Am făcut acum câteva zile 100.000 de abonați. Mamă, ăsta la sintetic, frate. Păi ăsta e legendar, dar cred că tot așa. Cred că tot așa e de 7 ani. Noi, am făcut 1.000.000, stai așa. Că era cu Malakai, frate, gen. Am făcut acum câteva zile 1.000.000 de abonați și m-am tot bătut la cap să fac ceva special, așa că acest lucru e foarte special pentru că e prima dată pe anul ăsta când ies din casă și ne-am strâns aici să ne jucăm puțin cu Mișuța. Bă, nu intro meu, că e videoclip special. 200.000 de abonați, ăsta 1.000.000, ok. Hai. Deci, astăzi ce vom face, Marius? Ăștia sunt printre cea mai generația veche, adică uite, dacă te uiți unii dintre ei, nici nu mai prea mișcă așa mult. Unii. Ok, acum se întâmplă, fuck. Vezi, majoritatea au făcut stream-uri. Mie nu merg, eu nu cred că o să fac stream gen. Trebuie să dau și asta la o parte, trebuie să mă pregătesc duțele. Eu nu cred că o să fac stream când fac milionul. Dar ferită vă, încă 19 abonați, fuck. Acum se întâmplă. Păi eu sunt gata să fac poză. Păi eu sunt gata de poză. Oameni voi. Bă, îi faci... A trecut prea repede chat-ul, n-am văzut. Acum, 10 abonați. Eu mă pregătesc. Da, nu 3, să, n-o să prind 2, 1. Ah, fuck. 3, mamă, frate, cât 3, de așa. 2, 1 abonat! Haide, mă, milionul! Bine! Bă, pozile alea, că o să... Băi, că am făcut milionul în cavaș gura milionul, asta, te-am dat 2 euro. Un milion, bă, nebunie în chat. Bă, fix la milion ai donat. Mamă, Ilie. Mamă, Ilie, unde-i skateparkul? Că mi-a zis lumea în comentarii că n-ai făcut skateparkul. Cât de tare era putea să fie omul ăsta, frate. Biggest downfall, trebuie să fie un documentar, se poate face un documentar despre downfall omul ăsta. Era iubit de toată lumea, era în momentul de față putea să fie cel mai tare de pe YouTube-ul ăsta vreodată. Avea toată țara la picioare, e nebun. Ce avea, uite acolo, Coca-Cola tot timpul. Doamne, bă, frate, cât de tare putea să fie omul ăsta. Bonus Cătălin Talent? Ce? A, face Cătălin Talent 100.000. Na, Cătălin Talent is not ok, bro. Nu, no, e... nu e bine. Mâncam iar pula să mi-o mâncați. Bă, proști n-ai bine. Tu-ți gura mătii să-ți put. Uite-l ce nervos e. Bă,
Da. Era cândva, nu era niciodată funny, dar cândva am văzut că se mai purta cu, nu știu, nu mai știu nimic de Cătălin Tare, mai face YouTube. Știu că a ajuns la un moment dat, l-au băgat ăștia acolo unde nu vrea nimeni să ajungă, nu știu acum ce mai face. În fine, cam asta a fost cu episodul tare, așa, să ne amintim de granzi ăștia YouTube, pentru că ăștia sunt niște OG YouTube-ului, frate, și o să rămână niște legende oricum. O să ne uităm și la niște clipuri mai recente cu YouTuber care au făcut acum recent milionul. Cam asta a fost, vă pup, bye, 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 pa!